Care a fost cel mai frumos lucru pe care l-ai primit? De la o buburuză, o buburuză în care avea, putea să zboare singură și lumina. Da? Așa de frumos era? Anunța, de ce îți place din casa băieților? Care băiat e cel mai frumos? Uite, te întorc cu fața la băieți. Care băiat e cel mai frumos? E rușinoasă. Stai să mă văd. Acheboro. Bravo. Îți place de el? Seamănă cu Pokémon. Dar de Paulica nu-ți place? Nu, îmi place. Ah, ce drăguț e. A zis că o să mă aștepte de când plec. Cine e cea mai rău? Ia de fiecare dată mă așteaptă în capătul holului. Da? Da. Ia vezi data viitoare să vii cu o ciocolată la față. Da, am uitat. Cine e cel mai rău de aici? Nu știu. Nu este băieț, nu sunt băieți răi. Nu sunt băieți răi, nu? Hai mă, du-te de aici. Ce mă, ce vrei, continuu, ce ai pățit? Tu știi că și eu acasă am o prințesă la fel ca tine? Da? Ce-a zis mami tău? Nu. Nu ce-a zis? Mi-e dor de puiul meu de pisică. Da? Am pui de pisică. Unde, acasă, în România? Și ce dor de el? Da. Păi de ce nu i-ai zis mami să-l ia cu tine? Pentru că... l-a mușcat pisica pe mama. A mușcat-o pe mama? Serios? Serios. Da? Și ce-a făcut mami? Nu, Rideu, a jurat. Ai venit să te mai iubești și eu? Tu ce ai zis, nu, mami? Ana, nu ai zis că nu este frumos? Ai venit să te mai iubești și eu când a fost dărbit? Ba da? Ai vei? Să-i zici lui mami, să-i zici lui mami ca să... ca să-ți aducă pisica aici, da? Și să te joci cu ea. Zici că ți-e doar tare de ea. Da. Da? Să-i zici că e pisica ta și că vrei să te joci cu ea și să-ți o aduc aici, da? E atât de mic. E foarte, foarte micuță și foarte drăgălată. Are ochi albaștri, e foarte blânță, e foarte moale. Păi să-i spui lui mami să-ți o aduc aici, să te joci cu ea, da? Să-ți mănânc eu aripiarele tale, doamne. Ana, vii la mine și mai mănânci pe mâna. Ești o dulce. Ești o fată dulce, ești o prințesă de fată. Ce-ți dorești tu cel și cel mai mult de ziua ta, ia să ce vrei tu să primești tu cel mai mult? Câte ani și ai făcut? 6. Câte ani are fita? 5. Mai are un pic să faci 6. Nu, am făcut. Nu, nu, vorbeam de fata mea, de fetița mea. Hai zi-mi ce vrei să primești tu cel și cel mai mult. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Hai zi-mi. Nu știu, gândește-te la un lucru pe care tu ți-l dorești cel și cel mai mult. Eu te aștept, eu în continuare te aștept. O să vin imediat. Bine. Hai spune. Gata. Nu știu, Stigo. Nu știu, o jucărie, ceva, nu știu. În afară de pisică. În afară de pisică, nu știu. Nu știu, mănânc eu gură. De fată frumoasă. Ce puțit? Ce puțit? Cu supărare, la supărare! Dă-ne! Gata! Gata! Hai să mergem în grădină, da? Mergem în grădină. Pe toți la fel de mult. La fel de mult ne iubești? Care vrea să poarte discuții cu domnișoara, vă așteptăm în camera, vă așteptăm în grădină. Stai să fim secretoși. Ia spune-mi și mie. Ce? Spune-mi și mie. Op. Câți ani ai făcut tu? Ți-am zis de 1.000.000 de ori. De cât ori? 100. De 100 de ori mi-ai zis? Ce vrei să te faci unde să fii mare? Wow. Exact ca tata. Tata. Da, dar nu spune nimănui. Nu spun. Promite. Promit? Păi fii atent, fac asta pentru tine, da? Bine, perfect. Nici și unul dintre concurenți. La niciun concurent nu spun. Jur. Mă crezi? Da. Promit. Da? Oricum știe. Cine știe? Mama. Ba, da. Mi-a zis. Da, știe. Măcar nu știe sora mea. Nu știe? Și nici nu trebuie să-i spune, nu trebuie să afle, nu? E cel mai bine așa, să fim secretoși, să ținem secretul. Da? Coleg, te-a lacăt la gură, tu chei cu tot, băi, leu, doamne. Doamne, știi ceva?
chiar umblă, dar chiar așa de mult la grădință. Toți copiii erau foarte obrașnici. Da? Făceau scandal toată ziua. Ia spune-mi tu mie despre mine. Ce părere ai tu despre mine? Chiar, deci în părerea ta chiar am încredere. Jur, dacă n-am încredere. Stai să mă acopăr, așa că nu e ok. Da? Uite așa. Ce părere ai tu așa despre mine? E o părere așa? Da? E bună sau e rea? E bună. E bună. Da? Asta nu e bună. Asta da. Nu e bună, da. Da. Asta e bună. Da? Și m-ai urmărit cu mașina? Uite, da. am să spun și telespectatorilor de acasă, m-a urmărit cu mașina. Mi-am făcut tatuaj și mi s-a luat. Ți-ai făcut tatuaj? Fluturașul? Da. Am și eu pe valiza mea un fluturaș. La fel. Ai văzut valiza mea? Ai văzut valiza mea, da, nu? Am stat exact unde în regie și m-am uitat la tine. Da? Mm-hmm. Tu mereu te uiți la mine? Mereu, mereu. Să știi că și eu am să mă gândesc, eu sunt sincer și o spun și de acum, am să mă gândesc la tine mereu, da? Tu ești o persoană foarte sinceră, da? Eu și la școală o să mă gândesc la tine. Da? Uitați-vă ce... Uitați că vedeți ce înseamnă sinceritatea. Un lucru sincer și cum iese pe gură și cum... Nu e sincer. Am auzit secretul. Era ușa închisă. Aia din regie. Aia din regie, dar e bine dacă știi și cu regia. Ce clasă ești tu? Acum mă duc. În clasa 0. În clasa 0? Dar tu ești foarte deșteaptă. Ar trebui să pleci din clasa a doua, a treia. Știu. Te-am îmbrăcat, mami? Te-am făcut... Mai aveam una albă cu o inimioară și era aici gol, o inimioară. Era gol. Da? În formă de inimioară. Încă mai am bombana, dar o să mănânc în curând. Da? Doamne, doamne, doamne. Nu o să o pierd niciodată. Mai bine o păstrez ca amintire. Da? Nu, o să-ți aduc eu ceva special. O să mă gândesc la ceva special pentru tine și o să-ți aduc. Da? Dar promitem că o să ții până, nu știu, până când vrei tu. Și când te uiți la chestia asta, știi, Achebono a fost în această emisiune și mi-a dat cadou ăsta. Da? Bine, că tu o să mai crești și o să-ți aduci aminte. Tu ești foarte, foarte deșteaptă. Uite, a venit Paul. Bine. A venit și Paul, a venit. Ce faci? Mai. Da. Îți luat și băieți? Da, pe mine nu m-ai luat deloc în braț, să știi. Am uitat. De ce nu m-ai luat și pe mine deloc în braț? Și eu am o soră, un picuț mai mare decât tine. Supărăcios. Ești supărăcios. Ești supărăcios? Dar ce mi-ai spus la urechi? Mi-ai spus la urechi, n-am înțeles. Am uitat. Abia să mă oblești pe mine. Doamne, viticuța. Vorbește mai bine cu băieții ca să vorbim cu toții și să-ți luăm un cadou frumos, da? Auzi, dar ce-l fi? Ia, dacă te iau așa... Nu! Și te aruncă? Ți-e frică? Nu! Ți-e frică? Ia, Paule, prinde-o, hai! Bă! Ana! Bă! Ana! Bă, ai grijă, mă. Hai, tot la mine vine. Tot la mine vine. Vezi, mă, cât de dur încerci tu să pari să a găsit un subiect sensibil pentru tine. Da. De unde acești fluturași frumoși? E zână. E zână, da. Măseluț. Zâna zânelor. Zâna... Găpiță, unde ești tat? Frumuseții. Pe zâna frumuseții. Și să cânti. Băi, vulture. Cine? Afrodita. Da. Vezi? Și vreau să ne facă... Reproducția! Vreau să ne facă și nouă poză. Ia spune la producție să ne facă și nouă. Spune și tu la producție să ne facă și nouă o poză. Pe mine crezi că mă aude dacă nu te aude pe tine? Unde trebuie să ne mutăm? În pavana. Hai, uite acolo, trebuie să ne mutăm să ne facă poză, da? Știi că cum uite acolo, uite-te acolo, da. În față, da? Gata, cred că s-a făcut. Da! Ah, băi! Hai, vino și el dacă te ține, hai! Nu, nu pune jos, serios. Nu te pun? Nu. Hai să fugim. Ce ți-a luat? Da. Ți-a luat papucul. Dragă-l frumos, ia te faci în felul următor. Că n-ai să poți să-l prinzi. N-ai să poți să-l prinzi. Nu ți-l dau. Zi, te rog frumos, dă-mi pantof. Dă-mi... Băi, vezi că te bate mama. Nu, nu, nu. Zi, te rog frumos, dă-mi sandaua. Dacă mă rogi frumos, îl dau. Trebuie să facem așa, că așa, așa e bine. Atunci îți dau un pupic. Așa. Bine și așa. Hai, termin. Așa. Hai să vedem cum îl punem înapoi. Dar nu e, la ăla trebuie nu, să... Nu, nu, la ăsta. La ăla la ăsta. La ăsta? Bă, nu! Ești sigură? Sigur! Mai ești sigură? Mă ia mețeală aici! Sigură!
Deci sigur e așa, da? Sigur, sigur. Bine. Ți-a zis. Da. Am avut dreptate, mă. Atât de șteaptă, mă, ia, mă. Deci favoritul în casa asta eu sunt, da? Da. Bun, de atunci... Și tu ești mereu cu mijlociu. Cum loc... sunt? Pe loc... mijlociu. Pe locul mijlociu, da. Bine, mă iubești? Ui, e bine că sunt și eu în top acolo, Achie, ai înțeles? Păi, ce problemă? Ce ai făcut astăzi? Da, și este foarte mândră și a spus că o să intre la clasa 0. O să intre la clasa 0, ia uite ce frumoasă e. Ești cea mai frumoasă copiliuță. Cea mai este și cea mai curajoasă. Ana, ești curajoasă. Vină și dă-i falca la... Pe ce băiat îmi place? Vină să te pupșa. Că nu vreau, nu-mi place să rămân de-a ta. Îmi dai și mie un pupu. Hai să te pupșim. Vezi că te pupu toți băieții? Ridică-te unde acolo. Te-ai vedea, Paule, să ai o mititică așa. E, bă, mi-aș dori din tot sufletul. Vino tu mai bine. Unde-i bombonica? E cel mai mare vis să am așa o fetiță. Mai ales că doresc să am o fetiță. Nu să-ți dorești. Ce? Da. Mor după fetiță. Să te vezi așa, uite, hai să zic, hai tati, du-mă în parc sau în chestii de astea. Foarte, mă omori. Acum mă sau mai încolo? Mai încolo sau cum? Și acum? Atunci, când nu mai vreau să-ți dau drumul. Da, știu, pe tocmai le-am spus la băiezi. Cum mă prinde, nu mă lasă. Da. Cum mă prinde, nu mă lasă. Tu te-ai vedea, mă, cu mititică de-asta așa, de mână așa, mergi, hai tati, du-mă tati. Păi n-am crescut, mă, 3 ani, ești nebun la cap, la 3 luni. Eu dacă m-aș vedea, eu nu știu. Vezi? Achie, ce înseamnă iubirea de călit? Da, da. Te moaie, mă, te moaie. Ce băiat? Dacă nu aruncă pupi, dacă nu aruncă pupi, vezi că se sperie. Dacă nu... Ia zi, Paul. Aoleu, te-ai dat direct în cap. Băi, direct în cap. Băi, Rambo. Eroare în soft. Dacă exersezi. 404 erori. Bă, dar unde e? Baterii. Da, deci de fiecare dată când o să te văd, o să mă înmoi așa. Vezi că încă nu da. Uite. Da. O să văd cât de tare mă iubești tu pe mine. Chiar o să văd asta. Șari cu mine, șari! Șari cu mine, șari! Șari cel, lumea, șari cel! Albinuța mea roz! Albinuța mea roz! Băleu! Băleu, băleu! Fericiu! Ce mai chiță e? Nu eu! Nu? Vrei să faci parte din echipa băieților, deci din casa băieților, da? Știi că odată chiar am apărut la televizor, nu? Da, o să apar, o să apar. Am apărut încă o dată. Am apărut o dată cu băiatul Andrei. Familie! Știu, am văzut. Da, am fost la piscină cu el. Am văzut. Cu cine? La David, cu David. Andrei Manta. Da? Cu David, nu? E frumos, îți place de el? Cu David, da.